Nicoleta Negrea. Mamă, ce golănci astea superbe, ce golănci, să băteau, să băteau, să înjurau, să împăcau, să iubeau. Știi că astea două, Azucar Borno, suntem noi două? Voi două? Da. Da. Știai chestia asta? Nu știa concurenta, habar n-avea. Mica știe că astea două suntem noi două? Dacă vreți, Azucar Moreno, ia uite-le. Azucar, dacă urmăriți-le pe YouTube și ne veți recunoaște. Niște golănci pe vechi îmbrăcate în negru. Pam, pam. Perfect. Bine ai revenit, Nicoleta. Cum adică mai ai... Eu am zis că mai e puțin și tu ai zis... Puiule, dar... Păi eu sunt conștientă, eu sunt realistă. Adică să nu mai fie nevoie să o întreb pe Ruxy, de exemplu, crezi că ar merge asta cu asta sau știi? A, tu mulțumită de tine. Da, la modul că aș vrea să ajung în punctul în care eu să mă uit în oglindă și să fiu sigură că este o ținută bună. Nu să mă uit în oglindă și să zic, ah, Doamne ajută! Știi? Hai să vedem ce este. Adică... Da. Este o diferență. Da, cred că ține de timp și de capacitatea ta de a prinde foarte repede. Da, nu, asta cu siguranță. Da, să spun, contează foarte mult cum mă simt eu vis-a-vis de ce se întâmplă, știi? Mm-hmm. Bun. Sunt curioasă, uite, de ce te-ar bate Ruxy? Că a zis în culise că... Pentru că ea mă vede pe sexy, pe... Și eu tot timpul vin, cum am zis, boschetar fetiță. Eu văd alt stil. Am încadrat-o, da. Capul meu un alt stil. Și cum e astăzi? I-am nu în stilul ăla. Da, nu e stilul ăla. E în stilul mai boschetar fetiță, da. Nu e bine să încercăm. Pantalonii, sincer, mă așteptam să fie mai nașpă, dar nu s-a așa. Adică arată bine. Cred că aș fi pus sus o helancă foarte pufoasă din lână. Gri, așa, și foarte, foarte pufoasă, cu guleri mari din lână și așa. Mm-hmm. Și văd schimba look-ul total. Deci nu-ți place? Da. Nu așa o văd eu. Măi, Ruxy, da, deci nu-ți place? Nu, i-am zis și atunci. Dar și de ce vă e teamă că nu înțeleg? Dar nu că eu știu, dar spune că ea oricum e în culise. Crezi că se supără, Nicoleta, pe tine? Eu n-am de ce să mă supăr. Dar nu vreau să descurajez. Dar nu mă descurajez cu absolut nimic. Dacă mă descurajai... Adică eu chiar n-am nicio chestie, v-am spus, de când am intrat aici, eu am luat absolut totul constructiv. Eu am fost în locul Melinei, de exemplu, și nu cred că m-ați văzut plângând, dându-mă cu capul de pereți sau venind într-o altă zi supărată, toată plăștită, pentru că n-am luat steluțe cu zi înainte, n-am avut nicio zi de genul. Mm-hmm. Totul constructiv. Constructiv, da. Bun, păi altfel deci... nu faci față. Da, altfel nu faci față, altfel o să... La revedere! Ei, Doamne, nici chiar așa! Glumesc! Raluca, ce părere ai? Între Ruxy și Nicoleta se vede cu ochiul liber că s-a anodat o prietenie frumoasă. Ele se înțeleg foarte bine și am observat că discută și în afara concursului. Tocmai de asta, cred că e acolo ceva. Poate n-ar vrea să o supere, deși Nicoleta nu cred că ar lua-o foarte personal. Sau poate că ele deja discută despre ținute înainte și Ruxy spune adevărata părere, dar aici în platou încearcă să o menajeze oarecum. Imprimeul și materialul îmi place, nu-mi place lungimea pantalonului. L-aș făcut ori mai scurt, exact cum se termină, unde ai în partea de sus. Ce ai să-i descos de aici, nu? Da, ori aș făcut lungi până în pământ. Păi ei mi se sunt, pare că nu te avantajează, adică cel puțin în față, aici în față, se pare că se vede foarte ciudat. Mă tot ui la tine de când ai intrat, parcă ai două umflături așa mici acolo, de la material. La fel s-ar fi văzut și descusul, că până la urmă așa este materialul, nu contează că-s legat sau nu, știi? Nu știu, poate s-ar fi văzut altfel, s-ar fi văzut forma piciorului. Nu, cred că s-ar fi văzut mai rău. Mi se pare că lungimea pantalonului nu te avantajează, lungimea asta al pantalonului, pentru că ești și tu foarte mică de înălțime, cel puțin cu gheată, mi se pare că, nu știu, îți scurtează foarte mult piciorul. Deci eu l-aș făcut ori lung, ori scurt. Păi ei sunt lungi, numai că eu am descusut. Vezi că ei sunt făcuți pe piese, ca un puzzle. Eu i-aș fi lăsat lungi. Și am desfăcut din ele și le-am mutat, le-am așa, și i-am făcut mai scurt pentru că erau extrem de lungi și genul de pantalon pe care chiar n-ai cum să-i tai sau... Da, eu i-aș fi lăsat mai lungi sau i-aș fi desfăcut și i-aș fi lăsat erau scurt și la lungi, fel aș fi pus ori un tricou mai mare cu mânecile mai lungi așa și aș fi pus plasa aceea și nici încălțăm, nici ghetele nu-mi plac la asta. Da, la ținuta asta nu, bun. Nu-mi plac. Mi se pare că nu se potrivesc, adică... Of, pare că nu-i de bine, pare că nu-i de bine, dar ascultăm ce au de spus jurații, hai în fața lor, Nicoleta. Mulțumesc!
Bonsoir, Nicoleta. Ia să-mi răspunzi tu sincer la această întrebare. Măi, ție îți place pantalonul ăsta? Păi mie mi-a plăcut că de aceea l-am luat. Aoleu, aici e foarte urâțel, Nicoleta. Nu, este făcut... Am mai avut ceva piese de la această persoană. Și mi-ai spus că sunt pantalonii foarte lungi și că trebuie să purtați de o persoană înaltă, de aceea da. Mi-aduc aminte, măi, da. Forma, dacă mă întrebi, e imposibilă. Adică, nu știu, designul mi se pare imposibil. Mixul de printuri mi se pare cumva imposibil. Nu înțeleg rolul acelor șireturi, nu înțeleg asimetriile din partea de jos, o interesanțenie. Păi asta n-ai cum să o înțelegi, ei n-au fost făcuți așa. Ei au fost făcuți normal. Eu i-am desfăcut și i-am... Desfacerea asta, refacerea asta, nefacerea asta, numește-o cum vrei, mi se pare o interesanțenie complet gratuită. Acel top pe care îl porți deasupra tricoului sufocă, gâtuie tricoul, n-are nicio formă. Deci de asta, de plastic. De asta, da. Bun. Se descrie foarte dubioșel din pantalonul care are talie foarte înaltă. Nu înțeleg botinele în combinație cu geanta, adică e un ceva... aici a fost o chestie de... Ai. Știi? A fost, da. E un ceva, lasă-mă să te las. Adică o interesanțenie care nu e interesantă... Nicoleta, nu cred că te-ai gândit la chestia asta, dar acolo mă duci cu gândul. Pe mine mă duci într-un curent fashion de homeless style, știi? E ca și cum ai adus niște bucăți pe tine, ai pus un tricou și ai aruncat ceva. Mi-a spus boschetar, dar... fetiță. Știi ce îmi place la tine? Sau din tine? Îmi plac foarte mult gleznele, sunt bine punctate și foarte mult îmi place chipul tău. Mulțumesc. Mi-am ales bine gleznele azi. Foarte. Abar nu am de unde l-ai adus, dar l-ai adus. Mulțumesc, criminal. Gleznele. Eu mă bucur că vă distrați așa de bine cum ar veni. Luca, e un compliment, da. Da. Și deci, foarte, foarte bună gluma. Asta că ți-ai ales gleznele perfecte pentru ziua de astăzi, suntem cu toții de acord. Dar cu ce nu sunt de acord este nu înțeleg cum un om pe persoana lui fizică face ținute bune în atâtea zile și brusc într-o zi alege să poarte niște lucruri care n-au nicio legătură unele cu altele. Pantalonii n-au legătură cu geanta, geanta n-au legătură cu topul, topul n-au legătură cu tricou, cizmele care sunt frumoase n-au legătură cu nimic. Adică, Nico, e adevărat că n-ai avut tot timpul ținute de top, dar în ultima vreme am văzut o evoluție foarte mare. Da, mai bună față. Uite, era avut o ținută foarte bună. Era avut o ținută bună, foarte da. Bună. Da. O ținută foarte ok, da. Cu fustea de tiul care iar îmi plăcea lui Opulete, dar făcut. Adică ținuta pe care o porți astăzi în concluzie nu este bună. Dar sunt sigură că te recuperezi tu cumva pentru gală, pentru că am văzut potențialul. Clar. Nu-mi fac griji pentru gală. A, nu-ți faci? Nu, chiar nu fac griji pentru gală. Deja... Hai, noroc, așa ai avut dreptate. E lucru gala mea. Bine. Mulțumesc. Și ia și pune-te, fetiță, la un polisie superb, Mayor of Easttown, că semeni nu numai cu J-Lo, dar și cu Kate Winslet. A, da. Foarte bine. Nu mai spune mulțumesc, dar numai că din gluma cu semeni au dat-o oamenii că mă cred mai bună. Hai, dragă, lasă-mă cu o dată oamenii pe bune. Vezi de treaba și de viața ta și lasă toate oamenii. Aoleu! Nu mă cred mai bună decât alți oameni. Sunt... varianta mea cea mai bună sau încerc să fiu, așa că vă rog să votați 4 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc, Nicoleta! Treabă și pe Moris unde s-ar duce, așa? Pe fiecare dintre noi. Foarte da, bine. Unde ai merge îmbrăcat așa? Toți! Așa? Da. La Geneva, la bancă. Să-mi pun ceasul în safe. Cum te vezi așa? Care-i povestea? Panică! Panică! Zici ceva cu parfumul. Da, mă duc să... Să ce? Ce fac eu? Uite cum le pare că ați jurat unde ne ducem. Eu am spus povestea și Moris a zis-o. Da, și până ai zis-o tu? Merg cu voi. Am rămas fără lapte. Știi? Așa. Și mă duc să iau lapte, că eu nu pot să beau dimineața cafeaua fără un pic de lapte. Bă, nu merge, știi? Și mă duc să iau repede un pic de lapte, ca să am de dimineață. Și eu așa merg, nu știu cum să vă zic, că așa e serios. Ar zice lumea că am avut timp să mă gândesc de când ai întrebat.